Iosua, capitolul 1, versetul 8. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Un mesaj viu în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu revelează gândurile sale scrise pe hârtie pentru ca noi să le studiem și să le apreciem. Cuvântul lui reprezintă ceea ce gândește El cu privire la fiecare situație și fiecare subiect. Pentru a putea fi alături de Dumnezeu, este esențial să-i permiți cuvântului Său să devină un mesaj viu în inima ta. Acest lucru se poate realiza numai meditând la cuvântul lui Dumnezeu și însușindu-ți gândurile sale. Dacă vei face asta, vei începe să gândești precum Hristos. Te încurajez să ajungi să iubești cuvântul lui Dumnezeu și să-i permiți să-ți fie călăuză în viață. În Iosua, capitolul 1, versetul 8, ni se spune că putem pune cuvântul în practică pe plan mental pentru a putea obține reușite pe plan fizic. Meditarea la cuvântul lui Dumnezeu va aduce schimbări asupra fiecărei părți a vieții. În Proverbe, capitolul 4, versetele de la 20 la 22, ni se spune chiar că toate cuvintele lui Dumnezeu reprezintă o sursă de sănătate, având puterea de a ne vindeca trupurile. Amintește-ți de principiul semănatului și al culesului. Cu cât mai mult timp dedicăm studierii și meditării la cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai mult vom ajunge să-L înțelegem. Domnul își revelează gândurile celor care îi citesc cuvântul în mod constant. Thank you.